eram copil, aveam 12 ani, în 1954, mă jucam în fața porții. Fața porții eram vis-a-vis de universitatea de astăzi, deci în centrul Craiovei, stradă pe care trecea spre teatru doamna Maria Goanță, actriță, proaspătă absolventă a Institutului de Teatru de la Târgu Mureș, repartizată la Craiova. A trecut pe lângă noi, s-a oprit, a făcut ochii roată, a privit toți copiii și s-a oprit cu ochii asupra mea și m-a întrebat dacă nu vreau să mă fac artist. N-am înțeles eu prea bine despre ce e vorba în momentul ăla, pentru că mi-era foarte greu să mă gândesc că e vorba de artistul de teatru. Eu știam artistul de circ, ăla care înghite săbi, care scuipă foc, care... Teatru pe care îl făceam eu la mine acolo cu copiii cu care mă jucam. Și am spus da. Atunci te rog să vii luni la ora 9 dimineața la Teatrul Național Craiova. Teatrul Național Craiova este... A fost adăpostit și a funcționat vreme îndelungată, timp de vreo 70 de ani, în sala de festivități a liceului, pe vremea aceea, în 52, în 54, Nicolae Bălcescu, astăzi liceul Carol I. Bineînțeles că mi-am anunțat părinții, n-au crezut cele spuse de mine, dar aveam să le adeveresc peste puțin timp că sunt actor al Teatrului Național din Craiova la vârsta de 14 ani. Am venit aici, m-am prezentat, m-a adus sus în cabinetul directorului, m-a văzut directorul se numea Pensia Tiberiu, domnul regizor, care din 10 cuvinte, 20 le spunea în limba rusă, pentru că se întorsese proaspăt de la Universitatea de Teatru din Moscova și uitase românește. El îmi vorbea în rusește și tot el îmi traducea în românește, n-a fost nicio problemă. M-au admis, am început repetiții, le-am dat spectacol, dar vreau să vă spun că intrarea în lumea teatrului am plătit-o cu două repetenții și o exmatriculare. Când am ajuns în teatru, mi s-a părut mie că știu destule și mi s-a părut viața pe scenă comodă și binefăcătoare și ușoară ca aerul și dulce ca apa. În primul rând vreau să vă fac o mărturisire, să știți că pentru mine teatru a fost un hobby. N-am simțit povara lui a meseriei de actor, n-am simțit-o și aș putea spune că m-am jucat. Înființarea unui nou teatru ne-a răspuns în fraze meșteșugite Coriolan Babeț, pe atunci ministru adjunct la cultură. Nu se poate, nu avem fonduri, la de îndată, ce? Vorbe. Mai târziu avea să mă țină 10 ore pe culoarele Ministerului Culturii împreună cu toată trupa, deoarece nu avea timp să ne primească. A luat masa de 2 ore în acest timp. Ce este o trupă? Cum trebuie construită? Cum trebuie condusă, cum trebuie și cum poate să fie păstrată. Toate răspunsurile mele sună cu hotărâre, cu fermitate, fără compromisuri. Toate răspunsurile la care m-a obligat viața sună cu ezitări, cu blândețe, cu compromisuri. Unde este adevărul? Cât de lung este pustiul pe care trebuie să-l străbat singur? De
presura de purici. Și când sărea puricele... E așa era. Teatrul e un spațiu al primejdiei, în acest sens, adică este un spațiu în care, ca un șaman, intri căutând sufletul pe care vrei să-l lecuiești și s-ar putea ca atunci când vrei să te întorci să descoperi că ești într-o gaură de vierme și care s-a închis. Și poți rămâne oarecum prizonier acestei lumi pe care ai venit să o cercetezi. Este congelată că... A, numai așa era la magazin, congelată. Ești tu că, ce treabă e? O faci cu maioneză sau cu ce vrei tu? Am prins-o, am venit cu pește. No. Mersi. Bun. Toate astea, meseria asta de actor este un mare chin, un chin abia suportabil. Și nu fac pe deșteptul și nici pe interesantul aici. Poate pe undeva e minunat pentru ăla care stă în sală, teatru și filmul, teatru mai ales văzut din sală este una și teatru din scenă spre sală este cu totul altceva. În momentul când ți se dă un rol important, începe o nebunie întreagă, începe o frică, niște frisoane, visez noaptea, sunt gravid cu eroul ăla căruia trebuie să-i dau viață, sufăr înfiorător, vorbesc cu el, mă gândesc cum să fac, este ceva de neconceput, de necrezut. Ai un mort în tine pe care trebuie să-l învii. Destinul meu este foarte întortocheat și foarte greu. Da, eu sunt o mare tristețe. Eu am în mine o mare tristețe. De aceea urăsc ce fac în filmuri pe scândura scenei, de aceea mă detest în adâncul ființei mele pentru calitățile, vezi, Doamne, pe care le am. De aceea marea mea dorință de a mă retrage acum, pe ultima sută de metri, în ceasul al 12-lea, undeva departe de lumea dezlănțuită, în mijlocul plantelor și animalelor, în speranța că îl voi întâlni pe Dumnezeu, pe care l-am tot căutat, dar nu l-am găsit.